Aflată la cea de-a treia ediție, acțiunea Let's Celebrate the Environment, în traducere să sărbătorim mediul înconjurător, s-a desfășurat în baza unui parteneriat educațional încheiat între colegiile Petru Mușat și Spiru Haret, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Liceul cu Program Sportiv. Elevii participanți s-au întrecut în prezentări de eseuri în limba engleză, poezii și filme sau desene cu mesaje ecologiste. Pentru a demonstra că respectul pentru mediul înconjurător și moda nu se exclud reciproc, o parte dintre fete au venit la acțiune îmbrăcate în haine confecționate din materiale reciclabile. Intenția noastră mărturisită acum dumneavoastră este ca acest proiect să depășească nu numai granițele orașului, ale județului, ci și ale țării, să-l facem un proiect multinațional în care să cooptăm și alți parteneri din Uniunea Europeană, pentru că trebuie să recunoaștem că problema aceasta de mediu este una prezentă în achiul comunitar. În faza inițială vreau să vă spun că nu prea credeam în o reușită atât de serioasă și sperăm cu o finalitate pe măsură. E un lucru îmbucurător faptul că în această lume nebună, cu tot felul de întâmplări pe plan mondial și meteorologice și războaie și alte lucruri, iată că există tineri cu interes care se gândesc la viitorul lor, pentru că viitorul acestei planete ține de voi. O fărâmă cei de la Suceava, o fărâmă cei de la Bacău și așa mai departe, și toți trebuie să avem grijă ca să putem avea o viață liniștită în viitor. Evenimentul găzduit de Liceul cu Program Sportiv a fost dedicat Zilei Mediului, care este pe 5 iunie.